Doamnelor, domnilor, bun găsiți! Sunt Rodica Cravcenco, urmăriți în continuare cele mai importante știri, atât din țară cât și de peste hotare. Pentru început, titlurile ediției. Ultimul sunet de clopoțel a răsunat astăzi pentru 10.000 de elevi din școlile din țară. Prin ce s-a remarcat evenimentul din acest an în unele licee din capitală, vă spunem la știri. La summitul Comunității Europene din 1 iunie au confirmat prezența delegații din 48 de țări dintr-un total de 50 de state. În dimineața zilei de 30 mai, un atac cu drone a avut loc la Moscova. Despre aceasta anunță primarul Serghei Sobeanin pe canalul său de Telegram. Mai multe detalii aflați la știri externe. Președintele Greciei a semnat un decret de dizolvare a Parlamentului și de organizare a alegerilor legislative. Vedeți detalii în câteva momente. La summitul Comunității Europene din 1 iunie au confirmat că vor participa delegații din 48 de țări dintr-un total de 50 de state. Informația a fost comunicată de ministrul de externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, în cadrul unei conferințe de presă. Deci avem 48 de confirmări din 50. Delegațiile vor veni pe parcursul a două zile. Aproximativ jumătate de delegații vor veni deja de mâine, 31 mai. Și cealaltă jumătate de delegații va veni în Republica Moldova, prima jumătate zilei de 1 iunie. Summitul propriu-zis va începe la ora 10:30. Acest summit pentru Republica Moldova, în sens diplomatic, dar și strategic, vine să trimită mai multe mesaje pentru societatea noastră. În primul rând, această reuniune în Republica Moldova este o dovadă clară a faptului că familia de state europene apreciază și sprijină Republica Moldova, apreciază și sprijină procesul de reforme din Republica Moldova. Urmarea acestui summit, potrivit lui Popescu, vor fi anunțate și rezultatele pe care le va obține țara noastră. Potrivit oficialului, summitul va începe la ora 10:30 și se va încheia în jurul orei 19:00. Summitul va începe cu o sesiune plenară în care liderii vor avea ocazia să exprime poziția statelor lor pe anumite domenii de interes. Ulterior, liderii se vor separa în așa numitele grupuri de lucru care vor discuta în mai multe detalii anumite subiecte, în special subiecte ce țin de pacea și securitatea pe continentul european, energia și tranziția climatică, cât și modalitățile de a facilita și a integra mai bine continentul european prin intermediul unor proiecte de conectivitate. Și tot în marja și în jurul acestui summit vor avea loc mai multe acțiuni și anunțuri legate nemijlocit de Republica Moldova. Nicu Popescu a mai menționat că pentru reflectarea evenimentului au fost acreditați 656 de jurnaliști, în timp ce au depus cereri 775. Dintre cei acreditați, 177 sunt din țara noastră. Cei mai mulți jurnaliști internaționali sunt din Franța, 66. De asemenea, vor fi și reprezentanți mass media din China, Argentina și alte țări non-europene. Peste 100 de jurnaliști nu au fost acreditați din lipsă de spațiu. Comunitatea politică europeană a fost creată în mai 2022 la inițiativa președintelui Franței Emmanuel Macron. CPE este constituită de 27 de state ale Uniunii Europene și 20 de state din afara UE. Primul summit al CPE a avut loc la Praga, Cehia, în octombrie anul trecut. Deoarece unii lideri europeni vor ajunge la summit cu o zi înainte de eveniment, restricțiile planificate privind circulația și logistica se vor aplica începând cu data de 31 mai. Anunțul a fost făcut de către ministrul afacerilor interne al Republicii Moldova, Ana Revenco, în cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune. Potrivit ministrului de interne, pe lângă delegațiile oficiale la summit sunt așteptați peste 1000 de oameni și nu este vorba despre jurnaliști și experți. În scopuri de securitate și acțiuni coordonate a fost creat un centru de comandă unificat. România, în primul rând, este aproape și este mentor pentru noi în ceea ce privește standardele de securitate internaționale.
Șirul de țări este lung. Vă aduc exemplu, Franța este alături pe tot ce se numește managementul aeroportuar și securitatea aeronautică. Germania pe managementul locațiilor și spațiilor publice aferente traseului sau spațiului care este vizat în acest plan de securitate. Spania pe elemente speciale de intervenție. Ana Revenco a avertizat și cu referire la introducerea unor măsuri restrictive, începând cu 31 mai. Mai mulți lideri deja au anunțat că vor ateriza aici la Chișinău, au ales să vină cu o zi mai înainte. Ori asta este, cred eu, și un beneficiu pentru noi, pentru că vor avea mai mult timp să facă cunoștință cu țara noastră, cu oamenii noștri. Dar odată ce vin în data de 31, desigur că vom opera cu acest regim deja cu acces restrictiv, inclusiv cu zboruri civile în spațiu aerian, inclusiv la aeroport, începând cu data de 31. Alții vor veni în data de 1. Plecările la fel sunt prevăzute și pentru data de 1 și pentru data de 2. Potrivit ministrului afacerilor interne al Republicii Moldova, tema participării sau neparticipării liderului ucrainean, Vladimir Zelenski, la summitul Comunității Politice Europene este secretizată din motive de securitate. În cadrul aceluiași interviu, ministrul de interne Ana Revenco a făcut referințe la Centrul Național pentru Protecția Informației și Combaterea Propagandei Patriot, care va fi creat la inițiativa președintelui țării. Potrivit acesteia, este necesară crearea unei noi instituții, întrucât autoritățile pot oferi informații veridice înainte ca informațiile false să ajungă la cetățean. Război hibrid a căpătat o nouă nuanță. În primul rând, este mult mai agresiv, mult mai dinamic și totodată mult mai subtil, pentru că acționează la mentalitatea oamenilor, schimbă mentalitatea, schimbă așteptările, oferind opțiuni de fapt false, gaz ieftin sau gratis, energie electrică. Cu toate acestea, Ana Revenco a făcut referințe și la unele probleme din sistem. Potrivit ministrului, procentul mare al posturilor vacante în cadrul Ministerului Afacerilor Interne a fost mereu constant, iar motivele plecării angajaților au rămas aceleași, salariile și volumul de muncă sporit. Avem în medie 15-16% permanent locuri vacante, dar persoanele sunt prinse în procesul de angajare, pentru că plecarea ca și proces se face mai rapid decât încadrarea. Pentru cel care vine proaspăt în sistem, la nivel de sector, în jur de 6.500, cu regret, și după 10 ani, într-o funcție de ofițer de urmă penală, ceea ce înseamnă responsabilitate foarte înaltă, poate să fie nu mai mult de 11.000. Da. Ceea ce este un motiv pentru multă lume la un moment dat să și pună raport de concediu pe masă. Cu regret semnez mai multe de genul dat. Lumea pleacă câteodată pe concediu pe termen mai îndelungat pentru a-și acumula o resursă în care să revină apoi. În timp ce unii experți consideră crearea Centrului Național de Apărare Informațională și Combaterea Propagandei Patriot un instrument eficient în lupta cu știrile false, dezinformarea și manipularea, alții sunt de părere că acest proiect este unul neconstituțional și va încălca libertatea de exprimare. Eu sunt de părerea că acest proiect mai degrabă este unul electoral, deoarece doamna președinte se gândește la două puțin electorale. În realitate, acest proiect este unul neconstituțional. Consider neconstituțional această lege într-un stat democratic și de drept, așa cum se declară a fi Republica Moldova, conform Constituției, nu va fi acceptată către societate, se promovește libertatea de exprimare, libertatea de gândire. Ca rezultat, dacă acest proiect de lege se va adopta, se va crea acest mecanism pe intermediul căreia se vor urmări toți acei care nu gândesc ca și guvernarea, toți acei care nu aduc laudații în guvernare. Niște persoane care
în virtutea experienței știm că vor fi selectate așa cum este obișnuit actuala guvernare. Vor decide cine este bun și cine nu este bun. Cine este patriot, cine nu este patriot, cine spune minciuni și cine spune adevărul. Aștept să văd conținutul propriu zis, statutul, pentru că el trebuie să fie definit foarte clar. Și presupun că dacă vor exista oameni care vor avea de suferit, vor trebui să meargă în instanță și dacă și instanțele interne nu vor da satisfacție, sunt convins că asta va însemna dosare mai multe la CEDL. Pentru că ceea ce se întâmplă este anticonstituțional și împotriva principiilor elementare ce țin de drepturile și libertățile omului. Totuși, unii însă spun că crearea unui centru național de apărare informațională și combaterea propagandei ar putea deveni un instrument eficient în lupta cu dezinformarea și manipularea. Însă faptul că Republica Moldova trebuie să combată agresiunea informațională din exterior este absolut justificată. Și guvernarea de la Chișinău este pur și simplu obligată să aibă o reacție în raport cu această agresiune informațională. Iar proiectul pe care l-a propus doamna președinte Sandu se scrie perfect în această strategie. Deja detaliile trebuie să fie discutate. Doamna președinte a promis că acest proiect de lege va fi supus unei discuții publice, iar atunci vor apărea inclusiv și amendamente care vor trebui să aducă acest proiect de lege în conformitate cu ce se numea libertatea democratică și să fie expuse toate ingerințele în ceea ce se numește libera exprimare. O asemenea instituție ar putea să servească drept instrument pentru ca statul să-și intensifice lupta împotriva propagandei, în special în mediul online. Ar putea să ajute statul să comunice mai eficient cu rețelele sociale ca să elimine acele canale, acele pagini create cu scopul de a dezinforma și de a promova falsuri. Este o misiune foarte grea, din păcate, și care poate fi îndeplinită doar dacă Guvernul Republicii Moldova va avea o echipă bine coordonată specializată pe acest domeniu. Amintim că luni dimineața președintele Maia Sandu a anunțat crearea Centrului Național de Apărare Informațională și Combaterea Propagandei, denumit generic Patriot. Instituția se va ocupa de combaterea dezinformării și propagandei în Republica Moldova. Polonia este pregătită să ofere sprijin politic, precum și cunoștințele necesare în efortul Republicii Moldova, pe calea spre aderarea cu drepturi depline la UE. Angajamentul se conține în declarația comună a Adunării Parlamentare a Republicii Polone și a Republicii Moldova, semnată la Varșovia. Sprijinul urmează a fi acordat atât la nivel bilateral, cât și prin intermediul mecanismelor și instrumentelor europene relevante. Potrivit documentului, Adunarea Parlamentară Moldo-Polonă apreciază decizia Consiliului European de a acorda Republicii Moldova statutul de țară candidat pentru aderarea la UE și crede cu tărie în începerea negocierilor de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului curent. Istoria Poloniei și istoria Republicii Moldova și a regiunii noastre în general ne-a învățat o lecție dură, o lecție grea, pe care nu ne-am fi dorit să fie repetată. În virtutea parteneriatului pe care îl avem, contăm în continuare sprijinul Republicii Polonie pentru procesul de integrare atât de important în Uniunea Europeană a Republicii Moldova, pentru a întoarce pagina și pentru a nu mai privi înapoi spre trecutul nostru atât de complicat și să ne concentrăm împreună spre un viitor comun în marea familie europeană. Astăzi am abordat trei subiecte. Primul legat de securitatea Republicii Moldova și securitatea Poloniei în contextul războiului. Am abordat subiectul legat de securitatea bilaterală, cea economică. Am vorbit despre mai multe modalități de sprijin în mai multe forme și de asemenea am abordat unul dintre cele mai importante subiecte pentru Republica Moldova și anume statutul de candidat al acestei țări la UE.
Cea de noua sesiune a adunării parlamentare a Republicii Moldova și a Republicii Polone a avut loc pe data de 29 mai la Varșovia. În cadrul reuniunii au fost abordate o serie de subiecte de pe agenda bilaterală și multilaterală, în special securitatea internațională și regională, extinderea UE, asistența poloneză pentru transformarea și modernizarea Moldovei stimulată de investițiile directe poloneze în economia moldovenească, se arată într-un comunicat emis de Parlament. Moldova Gaz se va putea adresa autorității de reglementare cu solicitarea de revizuire a tarifelor la gaze numai atunci când va înțelege exact care va fi prețul de achiziție al gazului. Declarația aparține președintelui Consiliului de Administrație al SA Moldova Gaz, Vadim Ceban, și a fost făcută în cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune. Potrivit acestuia, o altă problemă este acoperirea devierilor tarifare rămase. Șeful Moldova Gaz a subliniat că dacă prețul de achiziție este mic, atunci rata de rambursare a abaterilor de tarif cu menținerea tarifului actual va fi destul de mare. Acum, la această etapă, vorbim despre 1,2 miliarde de lei, adică consumatorul ne-a rambursat cea mai mare parte a abaterilor financiare. O să mai spun că prețul de achiziție, care acum este inclus în tarif de 920 de dolari, este, să zicem, prețul care era prevăzut la momentul aprobării tarifelor în octombrie anul trecut. Acum știți că piața TTF s-a scufundat destul de serios. Diferența este de peste 3 ori, ținând cont, bineînțeles, de livrarea la graniță. Este vorba de aproximativ 350 de dolari. În același timp, Vadim Ceban a îndemnat cetățenii să facă comparațiile pe baza prețului mediu anual și nu pe baza indicatorului la zi. Acum piața gazelor este suprasaturată, așa că prețul este în scădere, dar în al patrulea trimestru al anului prețurile vor crește din nou, mai spune Ceban. Moldova Gaz va putea și va avea motive să se adreseze autorității de reglementare atunci când va înțelege exact care este prețul de achiziție al gazelor de la Energocom. Cumpărăm gaz de la Energocom până la sfârșitul acestui an calendaristic. Acesta este un moment, iar al doilea, abaterile de tarif care rămân de 1,2 miliarde de lei. Sunt și ele supuse rambursării, ținând cont de prețul și volumele medii pe an. Interviul șefului de la Moldova Gaz a apărut în aceeași zi în care liderul partidului nostru, Renato Osatei, a susținut o conferință de presă în care a anunțat că 10 de întreprinderi cumpără gaze de la operatori privați cu 11-14 lei metrul cub. Deci companiile astea mari, de cei mai mari de consumatori de gaz, au plecat la cei privați, dar persoanele fizice, deci cetățenii din Republica Moldova, și apropo și cei care au afaceri mici, au rămas cu gazul uspânul de 30 de lei. Iată pretenția mea față de guvernare, în primul rând, deoarece toate lucrurile astea s-au știut. Între timp, prim-ministrul Dorin Recean a comentat informațiile potrivit cărora unele întreprinderi beneficiază de prețuri speciale pentru consumul gazelor naturale. Potrivit șefului Cabinetului de Miniștri, guvernul monitorizează această situație și va interveni prin intermediul Comisiei pentru Situații Excepționale. Informația precum că țara are două piețe de gaze, dintre care una este reglementată de stat și cealaltă de către operatorii privați, a fost confirmată și de către ministrul energiei Victor Parlikov. Este vorba de niște sume pe care consumatorii au plătit mai puțin, în special în anul 2021, dar și în 2022, care sunt incluse în tariful actual. Și până acum aceste sume integral nu s-au recuperat. Acum, evident că e bine că e pe piață, atunci când apare gaz mai ieftin pe piața internațională, sunt consumatori care pot beneficia de această conjunctură. Însă, este o inechitate care trebuie corectată. Dacă va fi nevoie, noi la CSE vom interveni pentru a da posibilitatea ca ANRE să intervină mai rapid în această situație și ca aceste, spunem, distorsiuni ale pieței să fie corectate. Marți Alexandru Slusar, membru în Consiliul de Administrație al Energocom, a publicat un document în care se precizează că societatea de stat a anunțat o licitație pentru achiziționarea de gaze naturale.
În spiritul transparenței maximale, în cadrul procedurii de achiziție a gazelor, ESA Energocom invită reprezentanții mai multor autorități statale și societăți civile pentru participarea la deschiderea ofertelor pentru petrecerea negocierilor directe. Deci, procesul de achiziție pe banii publici urmează să fie monitorizat riguros de organele abilitate și activiști civici. Amintim că săptămâna trecută premierul Dorin Recean a spus că guvernul va cumpăra în curând gaze mai ieftine, iar în acest context autoritățile vor cere o reducere a tarifului la gaze. 10.000 de școlari din toată țara au sărbătorit marți ultimul sunet. Careurile tradiționale s-au desfășurat fără restricții. În curțile instituțiilor de învățământ, elevii au felicitat, dar și le-au mulțumit atât profesorilor cât și părinților. Iar la Liceul Socrate din Chișinău, managerii instituției au surprins plăcut publicul. Chiar înainte de a intra la ultima lor lecție, elevii clasei a 12-a și-au împărtășit impresiile referitor la drumul pe care l-au parcurs în școală. Tot este bine, emoții pozitive. Emoții, nerăbdare, fericire, toate se combină. Emoții de fericire, sunt încântat de faptul ăsta că trecem un pas important pentru viața noastră și îi doresc la toți o zi cât mai frumoasă. Iar câteva minute mai târziu, anume absolvenții au fost vedetele zilei. Pentru profesoara Rodica Childescu, acești elevi sunt primii săi absolvenți. Profesorul spune că anul acesta a fost o provocare plăcută pentru ea în calitate de pedagog. Majoratul au deprinderile, obiceiurile lor, a fost să mergem la compromisuri reciproace unul la altul ca să ajungem la unison. Evident că ne doare sufletul ca și orice copil când zboară din cuibul său, însă îi așteptăm mereu la instituție, suntem deschiși, contactăm și îi așteptăm să se reîntoarcă acasă. Împreună cu absolvenții, această zi a fost sărbătorită și de cei care au fost alături de ei toți cei 12 ani la rând, în ciuda faptului că copiii lor sunt deja adulți, potrivit părinților, ei încă au nevoie de sprijin. Încă mai au nevoie de ajutorul părinților, desigur, noi le suntem de fiecare dată alături, dar oricum este primul examen care l-au susținut, urmează celelalte viața. Sunt la două experiențe, deci primul copil la fel e absolvent acestei instituții, așa că pentru noi este un exercițiu deja depășit, dar emoția rămâne vie. Și deoarece Liceul Socrate se concentrează și pe dezvoltarea tehnologiilor informaționale, managementul instituției de învățământ a decis să surprindă oaspeții, dar și absolvenții, cu un ultim sunet de clopoțel mai neobișnuit. Ideea asta mi-a venit încă la concursul Felele, First Lego League, unde am văzut acești clopoțeli și am zis ce să fac pentru elevii mei, ce să fac altfel pentru elevii mei. Și de aici mi-a venit ideea că o să vin cu surpriza de a da ultimul sunet de un roboțel. Da, într-adevăr, o să trecem la alt sediu care va fi în sectorul Poșta Veche sau sectorul nou, sector Cluj, cu o clădire destul de mare, peste 1800 de, pentru 1800 de elevi. Aici suntem în jur de 400 de elevi. Sărbătoarea s-a încheiat cu tradiționala aruncare a pălăriilor academice de către absolvenți. La sfârșit de an școlar, ministrul Educației și Cercetării Anatolie Topal a adresat un mesaj de felicitare elevilor, profesorilor și părinților. Acesta s-a adresat și absolvenților de la ciclurile gimnazial și liceal, cărora le-au urat succes la examene, încredere în forțele proprii și determinare în atingerea scopurilor propuse, precum și în dezvoltarea propriului potențial. Dragi elevi, anul școlar a luat sfârșit și cu această ocazie vă felicit pentru toate cunoștințele și realizările pe care le-ați obținut împreună cu colegii și profesorii voștri. Sunt convins că tot ce ați învățat în acest an înseamnă mult pentru formarea voastră umană, intelectuală și vă motivează să deveniți cetățeni responsabili ai Republicii Moldova, cu respect față de sine și de ceilalți, în consonanță cu valorile general umane. Stimați părinți, vă mulțumesc că participați alături de școală în procesul de instruire al copiilor, prin susținerea lor zilnică. Cadrelor didactice și manageriale Topoală le-a mulțumit pentru munca asiduă și dedicația față de școală, pentru devotamentul și atașamentul demonstrate pe durata întregului an academic.
Acest an a fost plin de realizări și rezultate deosebite și datorită dumneavoastră, stimați colegi. Vă doresc tuturor să aveți o vacanță bogată în evenimente frumoase, interesante și memorabile, să reușiți să vă odihniți, să petreceți mai mult timp în aer liber, să acumulați suficientă energie pentru următorul an de studii. Începând de marți 30 mai, toate rutele de autobuz care circulau pe strada Vasile Alexandrii revin pe strada Alexandru cel Bun. Despre aceasta au anunțat autoritățile municipiului Chișinău. Astfel, rutele suburbane 2, 10, 28, 37, 47 și 48 revin la traseul de bază de pe strada Vasile Alexandrii, pe strada Alexandru cel Bun, strada Pușkin și în continuare pe traseul stabilit. Urmează în continuare știrile pe scurt. Casa Națională de Asigurări Sociale anunță că a început să elibereze în mod gratuit bilete de tratament sanatorial pentru mai multe categorii de beneficiari. Pentru a beneficia de bilet sanatorial gratuit, persoanele incluse în categoriile de beneficiari trebuie să depună o cerere la Casa Teritorială de Asigurări Sociale de la locul de domiciliu, cu prezentarea documentelor necesare în original și în copie. Bursele achitate șomerilor pe perioada instruirii la locul de muncă vor fi majorate și vor constitui 35% din salariul mediu lunar pe economie față de 10% cât a fost până în prezent. Prevederea se conține într-o hotărâre de guvern care a intrat în vigoare marți, odată cu publicarea în Monitorul Oficial. Polițiștii și procurorii investighează un dosar de defrișare ilegală a peste 1400 de arbori din Hâncești cu un prejudiciu de peste 680.000 de lei. Pe dosar au fost autorizate 13 percheziții în Hâncești și Chișinău, inclusiv la o fabrică de paleți din raionul Hâncești. Astfel, oamenii legii i-au depistat cantități de lemn fără acte de proveniență și i-au ridicat pentru cercetare documente contabile, registre neoficiale despre bani primiți și lemnul aflat în gestiune la întreprinderea de silvicultură din Hâncești. Polițiștii din Hâncești, în comun cu ofițerii Direcției Centru a INEI, au documentat în perioada lunilor aprilie-mai 2023 activitatea infracțională a unui grup de persoane suspectate de păstrarea, cultivarea și punerea în circulație a drogurilor pe teritoriul raionului Hâncești. La 29 mai au fost efectuate percheziții la domiciliul unuia dintre membrii grupului de 56 de ani, locuitor al satului Drăgușenii Vechi, unde au fost depistate și ridicate sute de plante de cânipă, masă vegetală uscată cu miros specific de marihuana și obiecte folosite pentru consumul de droguri. Polițiștii au inițiat o cauză penală privind circulația ilegală de droguri. Aur și bronz în România pentru jucătoarele naționale Moldovei. Jucătoarea naționale Moldovei de fotbal feminin, Carolina Țabur, a câștigat un nou titlu de campioană al României cu echipa Olimpia Cluj, informează FMF. Tot în campionatul României la fotbal feminin, alte două reprezentante ale naționalei noastre, Anastasia Toma și Claudia Chiper, au câștigat medaliile de bronz cu echipa Carmen București. Dosarul împotriva fostului lider al Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc va ajunge în judecată. Pe data de 29 mai, decizia a fost luată de Curtea de Apel Chișinău, care a respins apelul avocaților lui Plahotniuc și a menținut decizia judecătoriei Ciocana. Despre aceasta anunță într-un comunicat de presă reprezentanții Procuraturii Anticorupție. Potrivit Procuraturii Anticorupție, este vorba despre dosarul în care Vlad Plahotniuc este acuzat de înființare și conducerea unei organizații criminale, fraudă și spălare de bani. Avocații săi au depus în mai multe rânduri cereri de respingere a cererii procurorilor de a se judeca cauza în instanță fără prezența acuzatului. Curtea de Apel Chișinău a respins recursul avocaților și a menținut fără modificări încheierea judecătoriei municipiului Chișinău, sediul Ciocana, prin care a fost admis demersul Procuraturii Anticorupție privind autorizarea finalizării urmăririi penale în lipsa învinuitului Vladimir Plahotniuc în dosarul frauda bancară. Între timp, în cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune, ministrul afacerilor interne, Ana Revencu, a declarat că Vlad Plahotniuc, asemeni altor oligarhi fugari, nu este deocamdată căutat de Interpol. În ciuda faptului că oamenii legii din Republica Moldova au predat toate documentele necesare în acest sens.
Statutul acestor persoane în baza de date Interpol nu a suferit schimbări nici măcar timp de ultimul an, așa cum a fost anunțat și în perioada precedentă. În baza de date Interpol nu se află în drept anunțate, deci fișa lor nu este una activă, motiv din care autoritățile centrale au lansat demersuri direct către autoritățile din țările în care se cunoaște sau se presupune că se află aceste persoane. Urmează deja să primim, sau procuratura de aici, să primească corespunzător răspuns la aceste solicitări. Da. Amintim că în această săptămână Uniunea Europeană urmează să aprobe lista persoanelor care vor fi supuse sancțiunilor în Uniunea Europeană pentru tentative de destabilizare a Republicii Moldova. Printre aceștia se numără Vlad Plahotniuc, Chilanșor, Marina Tauber și Gheorghe Cavcaliuc. Ana Revenco nu exclude că omul de afaceri Vyacheslav Platon să se regăsească în această listă. Urmează în continuare o scurtă pauză de publicitate, după care revenim în studio. Rămâneți cu ochii pe noi! Numărul angajaților Agenției de Investiții și Plăți în Agricultură va fi dublat, iar salariile majorate. Anunțul a fost făcut de către Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, în cadrul unui briefing de presă. Potrivit oficialului, o decizie în acest sens a fost deja publicată în Monitorul Oficial, iar în timpul apropiat vor fi lansate concursuri pentru funcțiile vacante. Dacă în 2010, când a fost organizată această agenție, aveau un buget de 400 de milioane. Astăzi vorbim despre un buget de 1,5 miliarde lei, inclusiv cu același număr de angajați, lucru care face ca activitatea să fie una extrem și extrem de solicitantă. Supra-solicitarea angajaților de la IPA, evident că duce la tergiversarea unor procese sau la lipsa de calitate, și aceste lucruri au fost ținute cont de ele și este o primă majorare a numărului de angajați de la IPA. Evident că vorbim despre dublare. Dacă vorbeam despre 75 de angajați, astăzi vorbim despre încă plus 75 de locuri. Totodată, Vladimir Bolea spune că pentru a eficientiza și mai mult activitatea agenției, vor fi majorate și salariile angajaților. Ministerul Agriculturii are o înțelegere la nivel de guvern cu tot guvernul și această decizie este susținută. La următoarea rectificare bugetară, care va avea loc până la sfârșitul lunii iulie, va fi acordată și majorarea de salarii angajaților AIPA, pentru că, evident, nivelul jos de salarizare duce la lipsa de atractivitate pentru ocuparea locurilor de muncă și lipsa de motivare personală pentru persoanele care sunt angajate. În același timp, Bolea a precizat că la data de 5 iunie 2023, Guvernul Republicii Moldova va semna un contract de credit în valoare de 55 de milioane de dolari, dintre care o componentă de 6,5 milioane de dolari este prevăzută pentru fortificarea AIPA și ANSA. Peste 1200 de fermieri mici și mijlocii din nordul țării au primit semințe de porumb și fertilizanți din partea Organizației Națiunilor Unite. Potrivit experților, datorită acestei donații, volumul producției la hectar ar putea crește în acest an cu peste 25%, se arată într-un reportaj realizat de presa regională. Practica aceasta arată că undeva creșterea randamentului cu 25% față de, mă rog, de plantarea convențională, adică tradițională simplă. Și urea este acum pe val, adică din, pe lângă azotatul de amoniu, urea reprezintă undeva în cel mai în trend, să zicem așa, fertilizant utilizat acum în agricultură. La rândul lor, agricultorii spun că sunt mulțumiți de sprijin. Potrivit lor, în acest an de criză, orice ajutor, cât de mic nu ar fi, este foarte important. Ajutorul este, da, sâmpte, cât de puțin sâmpte. Porumbul sămânță e foarte scump și aista nostru moldovenesc. Câteodată se nimerești că nu este sămânță cam bună, de primă calitate, superioară, sunt multe jumătăți. E foarte binevenit, foarte binevenit și la moment
Noi porumb creștem, trebuie, avem vaci, avem păsări și ar fi bine să fie și o leac de motorină și, ca cum spune și dumnealui, trebuie leac de gherbicide, trebuie, că manual de mai n-ai cu cine lucra. Adjunctul reprezentantului ONU în Moldova dă asigurări că acest lot de asistență nu este primul, dar nici ultimul. Agricultorii vor mai primi produse fitosanitare din partea organizației în timpul apropiat. Acum câteva săptămâni am furnizat semințe de porumb pentru fermieri care deja le-au și plantat și astăzi furnizăm sau distribuim fertilizanți, și anume uree, pentru aceiași beneficiari care au plantat acum ceva săptămâni acele semințe de porumb. Pentru acordarea acestui sprijin, ONU a cheltuit peste 3 milioane de dolari. Amintim că recent reprezentanții Asociației Forța Fermierilor au anunțat un ultimatum către guvern în care au evidențiat 5 puncte, printre care acordarea de compensații, revizuirea legislației TVA, introducerea unei interdicții temporare a importului de cereale și semințe oleaginoase din Ucraina, stingerea datoriilor pentru subvenții și stimularea exportului de produse moldovenești. Termenul limită pentru un răspuns din partea guvernului este data de 3 iunie, au spus fermierii. Anterior, autoritățile au declarat că știu problemele cu care se confruntă fermierii și fac tot posibilul pentru rezolvarea acestora. Secția gastrologiei și hepatologiei a Institutului Mamei și Copilului a fost reparată capital după 4 decenii în care nu s-a intervenit sub nicio formă. La evenimentul de inaugurare a secției au participat angajații instituției medicale, dar și ministrul sănătății Alan Nemerenko. O să le putem spune bun venit în viață, într-o secție total renovată, remodelată, echipată, modern. După cum ați văzut, dotăm cu foarte multe echipamente Institutul Mamei și a Copilului și o să continuăm și cu îmbunătățirea condițiilor de infrastructură. Directorul Institutului Mamei și Copilului a declarat că secția renovată are o importanță deosebită pentru părinții și micuții din întreaga țară. Practic este unica secție din Republica Moldova care oferă aceste servicii, tratează copii cu patologii gastrointestinale, hepatice, pancreatice și tratează copii nu numai din municipiul Chișinău, dar din toată Republica Moldova. Secția desfășoară activitatea pe 35 de paturi, iar anual aici sunt tratați în jur de 2000 de pacienți, fiind supravegheați de 23 de angajați. Secția gastrologie și hepatologie a clinicii de pediatrie a Institutului Mamei și a Copilului nu a fost renovată capital timp de 40 de ani, iar pentru reparația acesteia, Ministerul Sănătății a alocat peste 4,7 milioane de lei. În urma ciocnirilor din orașul Zvecani din nordul Kosovo au fost răniți reprezentanții ai trupelor de menținere a păcii ai Alianței Nord-Atlantice ca parte a misiunii KFOR și sârbii care au protestat din cauza nerecunoașterii alegerilor locale. Mass media italiană care face referire la declarațiile KFOR raportează că 41 de soldați NATO de menținere a păcii au fost răniți, inclusiv 11 italieni, al căror contingent este unul dintre cele mai mari în Kosovo. Din rândurile sârbilor, aproximativ 50 de persoane au fost rănite, relatează Reuters. NATO, într-un comunicat special, a condamnat categoric atacurile neprovocate asupra luptătorilor KFOR și a cerut încetarea imediată a violențelor. Situația din Zvecani a escaladat luni după ce membrii partidului Lista Sârbă au refuzat să respecte ordinul trupelor de menținere a păcii de a se îndepărta de primărie și au spart cordonul poliției. În replică au fost aruncate grenade asomatoare și, potrivit presei sârbe, arme de foc s-au folosit. Amintim că săptămâna trecută, în mai multe municipalități din nordul Kosovo, au izbucnit ciocniri. Poliția a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea. Președintele sârb, Aleksandr Vučić, a rostit un discurs în fața națiunii, afirmând că trupele sârbe sunt deja desfășurate acolo unde autoritățile consideră că este necesar. În rezultatul revoltelor din Kosovo au avut de pătimit și 2 militari moldoveni. Acum ei se află în afara oricărui pericol. Informația a fost confirmată pentru postul nostru de televiziune de către ofițerul de presă al Ministerului Apărării, Ala Diaconu.
În scopul stabilizării situației din nordul regiunii Kosovo, sub unitățile contingentelor din misiunea KFOR, inclusiv cel al Armatei Naționale, au fost implicate în acțiuni de control al mulțimii. În urma confruntărilor respective, doi militari moldoveni s-au ales cu echimoze. Ambii sunt în afara oricărui pericol, la fel ca și toți participanți din contingentul moldovenesc. Militarii moldoveni au revenit în locul de dislocare permanent și își continuă misiunile conform mandatului. Menționăm că contingentul Armatei Naționale execută acțiuni specifice desfășurate în conformitate cu rezoluția 1244 a Consiliului de Securitate ONU. Misiunea trupelor KFOR este de a asigura securitatea tuturor comunităților în conformitate cu mandatul său stabilit de rezoluția respectivă. Continuăm cu știri de peste granițe. Arabia Saudită poartă discuții și intenționează să se alăture BRICS New Development Bank, scrie Financial Times, citând o declarație a organizației. Potrivit reprezentanților acesteia, statul intenționează să se alăture băncii în calitate de nou participant. Acum, banca BRICS, cu un capital autorizat de 100 de miliarde de dolari, este formată din 8 state. Scopul său este de a finanța proiecte de infrastructură în țările BRICS și în țările în curs de dezvoltare. În 2021, banca a primit 4 noi membri, Bangladesh, Egipt, Emiratele Arabe Unite și Uruguay. Bloomberg, la rândul său, scrie că BRICS a devenit un club promițător la care vor să adere tot mai multe state. În acest moment, cel puțin 13 țări și-au anunțat oficial dorința de a se alătura organizației. Potrivit Bloomberg, apartenența la BRICS își poate extinde influența diplomatică pentru noi membri, precum și poate oferi oportunități promițătoare de comerț și investiții. Marți dimineața, Moscova și unele localități din regiune au fost atacate de drone. Potrivit Ministerului Rus al Apărării, este vorba despre 8 drone, în total 5 dintre care au fost doborâte în apropierea capitalei prin intermediul unui software, iar restul au fost suprimate prin intermediul sistemelor radar. Atacuri cu drone au avut loc și la Kiev. Potrivit Ministerului Rus al Apărării, 3 drone, dintre care una care transporta dispozitive explozive care nu au detonat, s-a prăbușit peste clădiri cu mai multe etaje din Noua Moscova, cartierele de vest și sud-vest ale capitalei. Prejudiciul este minor. Locuitorii au fost evacuați temporar, iar la fața locului s-au deplasat geniștii și serviciile de urgență. Atacul de dimineață a fost confirmat de primarul Moscovei, Sergei Sobianin, și de guvernatorul regiunii Moscovei, Andrei Vorobiov, care i-au îndemnat pe locuitori să rămână calmi. Ministerul Rus al Apărării a declarat atacul cu dronă drept un act terorist. Între timp, consilierul șefului biroului președintelui Ucrainei, Mihail Podoleac, a spus că țara sa nu are tangențe cu incidentul. Știți că ne îndreptăm spre era inteligenței artificiale? Poate că nu toate dronele, subliniez, nu toate, sunt gata să atace Ucraina și vor să se întoarcă la creatorii lor. Anterior, șeful administrației militare a orașului Kiev, Sergei Popko, a declarat că în noaptea de 30 mai, peste 20 de drone au fost doborâte asupra sistemului de apărare aeriană a Kievului. În consecință, au fost înregistrate daune, dar și victime. Președintele Greciei a semnat un decret de dizolvare a Parlamentului și de organizare a alegerilor legislative pe data de 25 iunie 2023. Potrivit votului, în urma căruia a fost confirmată imposibilitatea formării unui guvern care să se bucure de încrederea deputaților. Parlamentul elen, ales pe data de 21 mai, a depus jurământul, iar în prima și singura ședință plenară a ales conducerea, președintele, adjuncții și secretarii săi. Imediat după aceea, legislativul a fost dizolvat prin decret prezidențial. Ultimele alegeri s-au desfășurat într-un sistem proporțional simplu și niciun partid nu a reușit să obțină o majoritate absolută de 151 de locuri sau mai mult în Parlamentul de 300 de locuri. Primului partid, Noua Democrație, îi lipseau doar 5 mandate. Dar liderul său, deja fostul prim-ministru Kyriakos Mitsotakis, a refuzat să discute despre crearea unui guvern de coaliție cu opoziția, spunând că va opta pentru alegeri anticipate și un cabinet unipartid. Liderii opoziției au refuzat să accepte un mandat pentru a explora posibilitatea formării unui guvern de coaliție. Următoarele alegeri vor avea loc în cadrul unui sistem proporțional consolidat. Dacă partidul câștigă mai mult de 25% dintre voturi, se va alege cu un bonus de 20 de mandate suplimentare. China a declarat oficial Statelor Unite ale Americii că refuză să organizeze o întâlnire a miniștrilor apărării în cadrul viitorului Forum de Securitate de la Singapore. Despre aceasta scrie The Wall Street Journal, citând surse din Pentagon.
Washington a declarat anterior că crede cu fermitate în importanța menținerii unor canale deschise de comunicare între armata SUA și RPC. Acest lucru este necesar pentru ca competiția dintre cele două state să nu se transforme într-un conflict, a subliniat cei de la Departamentul Militar American. Potrivit Politico, lipsa dialogului la nivel înalt între China și Statele Unite ale Americii și situația politică internă nu fac decât să alimenteze contradicțiile dintre cele două state. Avionul de linie C-919 al Chinei a efectuat primul zbor comercial pe ruta Shanghai-Beijing. Aproximativ 130 de pasageri au cumpărat bilete pentru zborul de 2 ore de debut al China East Airlines. La bord îi aștepta un meniu festiv, un tort și cântece patriotice. Aeronava a fost construită de o companie de stat. Cu toate acestea, motoarele, dar și alte componente cheie sunt importate. Noul avion de linie, care satisface nevoile clasei de mijloc, este conceput pentru a elimina giganții occidentali Airbus și Boeing de pe piața internă. Prețurile la petrol au scăzut marți, pierzând câștigurile anterioare, deoarece temerile legate de viabilitatea unui acord privind plafonul datoriei SUA au diminuat sentimentul riscant pe piață, scrie Reuters. Potrivit agenției, contractele futures pentru țițeiul Brent au scăzut cu 59 de cenți până la $76.48 per baril. Unii parlamentari republicani de extremă dreaptă au spus că s-ar putea opune unui acord care ar ridica plafonul datoriei naționale a SUA, cel mai mare consumator de petrol din lume, în timp ce președintele democrat Joe Biden și președintele Camerei Republicane Kevin McCarthy sunt optimiști că acordul va fi acceptat, scrie Reuters. Joe Biden și Kevin McCarthy au ajuns la un acord privind datoria în weekend, iar aceasta trebuie să treacă prin Congresul SUA înainte de data de 5 iunie, ziua în care cei de la Ministerul Finanțelor spuneau că țara nu își va putea îndeplini obligațiunile financiare, ceea ce ar putea duce la destabilizarea piețelor financiare. Declarațiile contradictorii ale republicanilor și ale parlamentarilor descurajează investitorii. Termenul limită de plată a datoriilor aproape coincide cu reuniunea OPEC Plus din data de 4 iunie, iar incertitudinea cu privire la creșterea reducerilor de producție pe fondul recentei scăderi a prețurilor cântărește și pe piață, notează Reuters. În luna aprilie, Arabia Saudită și alți membri OPEC Plus au anunțat reduceri suplimentare ale producției de petrol cu peste 1 milion de barili pe zi, aducând reducerile totale de peste 3,5 milioane de barili pe zi, conform calculelor agenției. Și alte regiuni ale planetei se confruntă cu inundații și secete. În Italia, pagubele provocate de inundațiile recente au fost estimate la 6 miliarde de euro, dar, potrivit prognozelor, acestea ar putea fi mult mai mari. Inundațiile din Italia au distrus cărți antice de neprețuit care se aflau în muzee și biserici și, desigur, a dat o lovitură agriculturii. În Spania, dimpotrivă, oamenii visează să plouă. Acolo, seceta prelungită distruge recoltele și chiar schimbă gustul tradițional al vinului folosit de secole, iar Catalonia a introdus restricții cu referire la utilizarea apei. Oamenii pot uda grădinile nu mai mult de 2 ori pe săptămână. La fel, este interzisă spălarea mașinilor și umplerea piscinelor. Din cauza secetei, prețurile uleiului de măsline au crescut vertiginos. În Tunisia, fermierii recoltează la începutul acestui an pentru a avea nutreț suficient pentru a-și hrăni animalele, deoarece în țară încă persistă seceta. În același timp, guvernul nu are suficienți bani pentru a importa grâu, motiv pentru care brutăriile rămân fără pâine. Toate aceste spice vor servi drept furaj, pentru că sunt goale din cauza secetei. Chiar dacă suntem într-o zonă irigată, nu ni s-a furnizat apă, ceea ce face aceste spice inutilizabile. Seceta în Tunisia persistă deja de 3 ani. Cu toate acestea, climatologii sunt încrezători că poate deveni permanentă, iar țara va deveni în cele din urmă și mai uscată și mai caldă. Deja rezervoarele s-au uscat, pământul a crăpat, iar apa se utilizează rațional. Conform prognozelor, în acest an vor fi recoltate doar 250.000 de tone de cereale, cifră care în trecut era de 750.000 de tone, ceea ce înseamnă că 95% dintre cereale trebuie importate. Între timp, brutăriile rămân deja fără făină. Pâinea nu este întotdeauna disponibilă, plus că mai există și o lipsă de alte bunuri. Ne-am dus la 4 mori de grâu și n-am găsit făină. Ni s-a dat cotă, mergem la camera de comerț, ne trimit la moară, iar muncitorii morii spun că nu este făină.
Oamenii de știință prevăd o vară fierbinte pentru o mare parte din Europa. Acest lucru se datorează aerului cald al Saharei, deoarece din cauza diferenței de presiune, acesta a început să se deplaseze mai repede spre nord. Cu toate acestea, lucrurile nu stau mai bine nici în străinătate. În Argentina, căldura distruge culturile de soia și porumb, principalele culturi de pe continent. În unele ferme, pur și simplu, nu există apă cu care pot fi adăpate vacile. Se întâmplă în condițiile în care în această țară este unul dintre cei mai mari exportatori de carne pe piața mondială. Acestea au fost știrile, eu sunt Rodica Cravcen, cu o seară frumoasă să aveți, la revedere!